Premierul Viorica Dăncilă, cea care face în acest moment declarații. În politică este negocierea și cea mai bună armă în politică este cea a negocierii. O să negociem astfel încât să putem să mergem mai departe. Cu cine negociați? O să vedem acum. Nu, nu, exclus. De ce excludeți? Pentru că vi se cere retragerea? Dacă nu dă... Primim votul de încredere, știți foarte bine, guvernul rămâne la forma inițială și venim cu o altă formulă. Deci, ca să fie clar, nu votați demisia și nu plecați de la Palatul de Victoria dacă nu veți avea o majoritate pe care să vă bazați în Parlament la momentul votului? Categoric nu. În 2016, cetățenii ne-au acordat încrederea lor. Am avut premieri care, cum au dat de un lucru dificil, și-au dat demisia pe Facebook, mai nou, și au abandonat lupta. Eu nu vreau să mă uit în ochii românilor și să spun am abandonat proiectele cu care am venit în fața voastră. Vreau să duc aceste proiecte la bun sfârșit. Dacă va fi moțiune de cenzură și va cădea și va trece, atunci, bineînțeles, guvernul va cădea și va veni un alt guvern. Din punctul meu de vedere, este corect să procedăm așa, nu este legat de faptul că ne ținem de un scaun sau... că nu ne ținem de un scaun, așa cum am văzut anumite afirmații în spațiu public, cred că dăm dovadă de responsabilitate și că ne dorim stabilitate în această țară. Și cred că vrem să se întâmple totul în mod democratic. Știm foarte bine că moțiunea este cea care poate dărâma un guvern. PSD sub conducerea dumneavoastră ia în calcul ieșirea de la guvernare, având în vedere că este un scenariu cerut de unii lideri. Nu, am discutat cu liderii, am discutat cu majoritatea liderilor, am și spus nu luăm în calcul ieșirea de la guvernare. Dar luați în calcul să vă retrageți din cursa pentru prezidențiale în schimbul susținerii în Parlament pentru noul guvern și aici mă refer la o declarație a lui Victor Ponta. Noi nu mai ascultăm de mult declarațiile lui Victor Ponta, cred că și-a greșit meseria, face foarte multe scenarii. Noi ne ghidăm după propriile noastre decizii și cred că așa este important. Eu am intrat în cursa prezidențială, merg mai departe și nu răspundem șantajului sau acestor negocieri pe care le vor unii, ieși din cursa prezidențială, dacă te susținem, dacă... Nu. Noi lucrăm foarte, foarte corect, foarte deschis și spunem întotdeauna adevărul. Pentru că noi considerăm că asta contează. Refuzul președintelui, în scris, l-ați primit? Nu, nu am primit refuzul președintelui. Ce mai departe? Deci propuneți o interimare? Vom vedea, vom lua decizia în Comitetul Executiv de mâine. Veți merge în Parlament, veți merge în Parlament, am un interviu cu două televiziuni și spuneți și la altul și spun că aveți, ne spuneți ceva. Bine, hai să trecem la treia. Ca să nu facem, doamna premier, dacă vă vorbim probabil, să vă gândiți să vă lași ca voastră microfonul. În primul rând, domnul președinte Liviu Dragnea, a fost președinte al Partidului Social Democrat, a registrat la Teleorman o acțiune prin care avem plecată Partidul Social Democrat. Dacă ați fost înștiințată de această acțiune în instanță pe care a făcut-o fostul președinte al Partidului Social Democrat, dacă tot vorbim de Partidul Social Democrat și acțiunile vechiului președinte, în momentul de față, autoritatea electorală permanentă a spus clar că nu va da niciun ban înapoi Partidului Social Democrat pentru Europa Parlamentară, privind de 4 milioane, ce veți face? Pentru că este o lovitură destul de mare pentru Partidul Social Democrat financiar vorbind.